Ucraina va avea de înfruntat cea mai dură iarnă din istorie după ce atacurile cu rachete rusești asupra rețelei de electricitate au aruncat întreaga țară în frig și beznă. La plecarea din Herson, la începutul lunii noiembrie, trupele ruse au avariat liniile electrice și stațiile de încălzire, lăsând întreaga regiune fără electricitate, apă și încălzire. Autoritățile ucrainene au raportat că o parte din infrastructura electrică a fost reparată și oamenii au din nou lumină. Rușii vor ca oamenii să rămână fără electricitate. Aceasta este tactica lor principală. Cum începem să reparăm, bombardamentele încep imediat. Se pare că ne văd sau poate cineva le raportează, așa cum s-a întâmplat deja de mai multe ori. Locuitorii din Herson își încarcă telefoanele în corturile instalate în oraș echipate cu generatoare, internet și încălzitoare. Întâmpin dificultăți mari pentru că lucrez ca programator. Am nevoie de curent electric. Bateria laptopului este slabă, funcționează aproximativ 10 minute. În consecință, când se întrerupe curentul, am doar 10 minute de lucru și sunt nevoit să caut un loc unde să încarc bateria și să am internet. Am prunșită cronică, lumina și apă păreau a fi conectate ieri, dar la 10 și jumătate seara s-au deconectat din nou. Se spune că Nicolaev a fost din nou bombardat, așa că iar nu e lumină și apă. Încălzirea nu a fost pornită încă. Pe măsură ce temperaturile scad în Kalinivka, un mic oraș la sud-vest de Kiev, puținii locuitori care au mai rămas se tem că vor îngheța printre ruine. Dai Bog, щоб швидше перемога була. Vreau să învingem cât mai curând posibil, ca să fie pace și liniște, pentru ca toți soldații să se întoarcă acasă vii. Дуже важко, зовсім важко. E greu pentru toată lumea. Vreau la casa mea să trăiesc în pace și ca fiul meu și iubita lui să aibă un loc unde să locuiască, pentru că asta nu e viață. На Донеччині Бахмут, Соледар зараз як. În regiunea Donetsk, Bahmut, Soledar, acum ca înainte, este cel mai dificil. Facem totul pentru a ajuta băieții de acolo. Toată lumea merită cea mai mare recunoștință. În regiunile Lugansk și Harkov ne întărim forțele, iar la sud continuăm să ștergem urmele ocupanților. Slavă tuturor celor care luptă pentru Ucraina. Slavă tuturor celor care lucrează pentru țara noastră. Potrivit operatorului rețelei naționale de electricitate, Ukrenergo, la 30 noiembrie, Ucraina înregistra un deficit de energie electrică de 27%. În prima zi de iarnă, 6 milioane de civili ucraineni nu aveau curent electric.